Suntem sub pod la Budești. Podul ăsta leagă Chișinău de Vadului Vodă. Și aici, la marginea Budeștilor, ne-am adunat cu ONG-uri și alte grupuri de inițiativă ca să plantăm vegetație, pădure, parc, în râpa în care se pare sătenii aruncau cândva gunoi. Am găsit foarte multe deșeuri pe aici. Am văzut mai devreme că era și primara localității. Acum, după prima oră de muncă, oamenii fac pauză de ceai cald. Copilul a urcat sus pe scenă ca să danseze. Au venit oamenii cu familia întreagă aici, sau cu colectivul de muncă, sau cu școala. Numai eu din capul meu singur am venit, special ca să relatez pentru Curaj TV, pentru curaj.net. Și alți blogeri fac la fel și fac poze de grup sau selfie. Azi avem de plantat toată valea asta unde s-au tras panglici. Singura televiziune care a venit să relateze e Publica. Deci Curaj TV nu mai are exclusivitate, cum avea dimineață, acum o oră. Eu sperând ducela, cred că am făcut vreo 7, 8, 9 gropi. Văd că și președintele Uniunii Cineaștilor e aici. Am recunoscut multă lume bună și mai de tot felul. Astfel de activități se întâmplă periodic, mai ales toamna și primăvara. Urmăriți pagina pe Facebook Plantăm Fapte Bune și alăturați-vă dacă sunteți aproape. Lângă București alt eveniment, Plantăm Pădurea București se numește, participam la el când eram acolo. Acum sunt la Budești, înverzim plaiul pe toate meridianele. Acolo niște toboșari ne inspiră și ne dau ritmul ca să nu ne relaxăm. Cineva a urcat și o dronă sus ca să ne filmeze de la distanță, de parcă nu putea să filmeze de pe pod. Dacă are dronă, de ce să nu o folosească? Eu mă întorc la locul meu de muncă. Cum vă spuneam, aici sunt urme de gunoaie. Am găsit și metale. Asta e loc numai bun pentru pădure. Relatez. Auzi? Auzi. Îți face zgomot. Ce frumos e aici, fără... Rogă-l, rogă-l. Să duc mai aproape de biserică acolo, să-l bruieze pe popa. Business-ul bisericesc. Da. Poate vreți să-i cunoașteți și pe cei mai harnici, toboșarii.